Munții Carpați sunt unul dintre simbolurile cele mai evocatoare ale României, ocupându-i o treime din suprafață. Lanțul Carpaților are o lungime de 1000 de kilometri și poate fi asemănat cu un vast amfiteatru care cuprinde în centru podișul Transilvaniei. Geografia și istoria Carpaților se confundă cu acelea ale României atât de puternic, încât miturile poporului român au drept cadru universul pastoral al pajiștilor carpatice. Activitățile turistice dezvoltate în Carpați, în special schiul, drumeția, alpinismul și băile termale, permit descoperirea frumuseților peisajelor de munte pe care civilizația contemporană nu le-a deformat. Diversitatea peisajelor carpatice este legată de varietatea structurilor geologice. Coame domoale alternează cu pereți calcaroși și cu structurile bazaltice. Mii de lacuri glaciare, avenuri și peșteri, unele unice, își găsesc locul în special în Carpații occidentali și meridionali. Aspectul ciudat al rocilor a favorizat apariția miturilor și legendelor populare, transmise din cele mai vechi timpuri sub formă de povestiri sau cântece. Simbolul florei carpatice este reprezentat de floarea de colț, care crește în pajiștile alpine. Speciile vegetale rare sunt ocrotite în cadrul a 13 parcuri naționale. Animalele cel mai des întâlnite sunt cerbul, căprioara, ursul, vulpea, porcul mistreț, iepurele și cocoșul de munte. Zimbrul, odinioară extrem de răspândit, face parte dintre speciile animale ocrotite în rezervații naturale. Parcurile de vânătoare permit practica acestui sport, în special în munții Călimani, în țara Vrancei, în sudul munților Bicaz, în munții Retezat și în zona defileului Mureșului. Carpații au jucat un rol de apărare în istoria veche a României. Regii daci și apoi voievozii români au construit cetăți, castele și mănăstiri, ale căror vestigii sunt încă vizibile. Mai multe castele de apărare construite între secolele 14 și 16 pe culmile munților sau în mijlocul întinselor păduri de foioase și conifere impresionează și astăzi prin soliditatea construcțiilor. Turismul a început să se dezvolte în stațiunile balneare și termale din a doua jumătate a secolului XIX și rămâne și astăzi unul din principalele potențiale ale Carpaților. Clima muntoasă permite practicarea turismului tot timpul anului. Luna august este cea mai sigură pentru drumeție, iar stratul de zăpadă este suficient de gros pentru a practica sporturile de iarnă 5 sau chiar 6 luni pe an. O nouă formă de turism, turismul rural, s-a dezvoltat recent cu succes în satele de munte care au știut să păstreze de-a lungul secolelor locuința tradițională, obiceiurile și tradițiile strămoșești.